3, 2, 1, începe emisiunea noastră. Până la numărătoarea inversă dintre ani mai avem ceva, așa că mai puteți să zăbăviți alături de noi la televizor. 8 ore fără câteva secunde, cred, până să fim acolo și să desfacem șampania și să întâmpinăm 2019. Până plecați la petrecere, până plecați în centru la concert, ne-am pregătit și noi de Revelion, să știți, cu invitați, cu vinuri bune și cu muzică. Pentru că în această după-amiază, cheful de distracție și de dans ni-l trezește Dia. Bine ai venit! Bine te-am găsit, Raluca, bine v-am găsit, dragi telespectatori. Mă bucur tare mult că pe final de an sunt acasă, sunt la TVR Iași. Și mie îmi tare... pare tare, tare bine că ești cu noi. Mi-era dor de tine și mi-era dor de muzica ta, să știi. Și mie mi-era dor de voi. Divulgăm secretul încă de la început. Pot să-ți spun felicitări. Mulțumesc tare mult. Mulțumesc și Doamne ajută, pentru că încep anul în forță. Te las pe tine. Dia va participa la selecția națională Eurovision de anul acesta. Piesa ei a fost selectată. Bravo, bravo! Mulțumesc, da! Luna ianuarie e o lună plină. În luna ianuarie va avea loc... vor avea loc cele două semifinale. Noi vom fi într-una din ele. Iar noi ținem pumnii. Mulțumesc tare mult, Sofie. Hai să îi salutăm și pe ceilalți invitați. Să știți că mi-am propus astăzi să sar puțin din schema clasică în care vorbim despre cum ne pregătim noi pentru petrecerea de Revelion, ce coafiură, ce machiaj se poartă. Vom vorbi despre cum se pregătesc prietenii noștri patrupezi de petrecerea dintre ani, pentru că le place și lor la coafor. Și am adus-o în emisiune pe Irina Dogariu, care este medic veterinar și în același timp groomer canin. Ce înseamnă mai exact cuvântul ăsta, groomer canin? Mai exact frizer canin. Mai exact frizer canin, simplu și în limba română. Dar nu toate aceste ființe blânde și inteligente, din păcate, au parte de răsfățul stăpânilor lor. Unele animăluțe stau singure, nefericite, într-o cușcă, la padoc, așa că a venit în emisiune și Georgiana Olaru. Bună seara. Care ne va povesti despre cum putem începe anul 2019 făcând o faptă bună, mai exact? Adoptând un cățeluș. Mai exact, adoptând un cățel. Și despre băuturile festive vom vorbi în această după-amiază. Vom vorbi așa foarte savant, nu? Pentru că avem un specialist în emisiune. Bine ai venit! Bine v-am găsit, la mulți ani tuturor! Mulțumesc pentru invitație și sunt foarte fericit că e una dintre puținele emisiuni în care interlocutorul dumneavoastră, Raluca, sunteți un enofil deosebit, care a călătorit și vorbim cât de cât un limbaj comun, sper. Am călătorit, am degustat, am gustat. Recunosc, îmi plac vinurile. Vinurile roșii, albe sau toate în general, nu? Vinurile roșii îmi plac, dar Dan Vrănescu va vorbi astăzi despre vinurile spumante, despre șampanie, pentru că fără ele nu putem să trecem în noul an niciodată. Apropo, de noul an, poate că nu știați cine cântă în seara aceasta în piața Palatului Culturii. Saragossa Band, Boschito și Țândărică, DJ Sava și Anes, ei vor asigura super concertul de Revelion. Dar la noi în emisiune cântă Dia. The snow is falling down from mountains.
sau Diana Prăpeliță, așa cum o cunoaștem noi aici, prietenii de la TVR Iași. Dianei îi ținem pumnii tare, tare, tare la anul acesta, la Eurovision, la selecția națională Eurovision, care va avea două semifinale, să știți, una la Oradea și una, unde credeți, la Iași. Nu la Oradea, la Arad, cred, da, la Arad. Una la Arad și una la Iași, la Iași pe 27 ianuarie. Iar Dianei îi ținem pumnii și așteptăm să desfacem șampania pentru ea atunci când va fi aleasă să reprezinte România în Israel. Și apropo de șampanie, am să mă ridic și am să vin lângă tine, Dan. Poc, poc, la miezul nopții. Da. Deschidem o șampanie ca să sărbătorim venirea lui 2019, doar că fie că suntem la restaurant, că suntem în centrul orașului, șampania pe care o desfacem noi nu prea e șampanie de multe ori, e vin spumant, odată și pentru totdeauna. Care este diferența dintre cele două? Mă bucur de întrebare, foarte frumoasă întrebare. Aș vrea să fac o legătură istorică a șampaniei, șampanie cu Iașu. A, îmi place istoria. Da, și pe la 1700 se spune că, în cronicele vremii, se spune că țarul Nicolae Alexievici trece Prutul să sărbătorească o victorie împotriva otomanilor și sărbătoresc cu șampanie de la franțuși, alături de țarina Ecaterina la Iași. Mai departe, la 1841, asta e foarte frumoasă, că e legată de Ion Ionescu de la Brad, pe a cărei facultatea poartă numele, da? Eu am parcurs, sunt inginer horticol la bază și aș spune că în 1841 pleacă la Paris, studiază șampania pe o bursă oferită de domnitorul Mihail Sturza. Studiază șampania și face prima șampanie din România la Iași. Deci legătura șampaniei cu Iașul este una veche. Te va surprinde, dar cunosc istoria asta, da. Și poți să te completezi, să știi. Atunci când Ion Ionescu de la Brad pune practic pe picioare industria șampaniei la Iași, România devine a patra țară din lume producătoare de șampanie. Pe lângă Franța, Germania și Rusia. Și făceau, Rusia, da. Așa e, ai dreptate și am spus că am un interlocutor de seamă. Diferențele sunt foarte firave, dar nu prea. Șampania se face în sticlă. Uh-huh. Începe cu Dom Perignon pe la 1600 și urmează boom-ul care este acum între frizant, frizante sau petiante. Adică ar fi niște vinuri care se fac în autoclav, niște vase speciale, nu în sticlă fermentația, pentru că bula CO2 ăla care îl vedem în pahar este endogen atunci când provine dintr-o fermentație naturală. Deci recomand să cumpărați un vin cu o fermentație naturală, cu bulele să fie naturale, provenite din fermentația vinului, una în sticlă. Și apropo de după 90, s-au departajat foarte bine șampania de vinul spumos sau vinul spumant, perlant sau petiant. Și legislația spune că șampania e doar în șampanie, acolo în Reims, în Franța. La noi poate fi o metodă clasică. Deci de fapt, cu șampania s-a întâmplat ce s-a întâmplat și cu alte. Spunem că purtăm Adidas și că nu știu ce, nu? Da, așa e, da, sigur că da. Dar acum, de fapt, aia e pornită de la o firmă, așa și cu zona asta din Franța, zona Champagne, acolo unde a rămas acolo la noi istoria. Exact. La noi metoda tradițională sau metodul clasic în Italia, sect ar fi în Germania, că spuneai, sau spumante în Italia, sub diverse forme, asta ar fi fermentația în sticlă. Dar ce Prosecco? Ne putem, Prosecco e bravo, același Prosecco, lucru? Prosecco, da? Să știi că la ora actuală este cel mai vândut produs vin din lume. Este făcut în aceste vase speciale în care a doua fermentație are loc în ele, cu pereți groși, în condiții izobarice, ca să nu pierdem bula, și filtrarea este izobarică. Deci, Prosecco, ai spus bine, 500 de milioane de sticle anual. Vorbim de o cifră foarte mare în euro, deci un produs care a intrat foarte bine și la noi. Și uite așa, cred că va fi o emulație ușor pe consumul de spumante și aș vrea să duc spumantul nu numai la trecerea dintre ani și la aniversări, nu știu, nunți, botezuri sau alte zile de onomastice. Aș și când sărbătorim un succes, nu? Un succes, că spuneam eu că da, vom desface șampania pentru Dia. Aș vrea să ducem șampania în consumul aproape zilnic, înainte de masă, așa cum este consumat ce în multe ce-ți generos locuri din partea ta? Da, păi am nevoie, îți dai seama, noi trebuie să
ne facem treaba. Și eu mi-o fac spunând că un pahar de șampanie de spumant, de spumos, de prosecco, de petiant, frizante, ceea ce avem banii, nu face altceva decât să deranjeze, să răscolească acizii gastrici, să formează deglutiție, salivație, înghițim în sec. Și uite așa senzația de fomiță înainte de masă. Deci nu înainte de masă o vodcă, așa cum spunea Costache Negri în prima lui carte în română, că român are prost obicei, alături de Cogălicianu, să scrie să bea înainte de masă o voducă. Nu, voduca, whisky, tequila, altceva, alcool, pălincă, țuică, ce avem prin casă, este un digestiv clar. Aha. Deci șampania, medicament, da, înainte Interesant. De masă, indiferent de sezon, nu neapărat la trecerea dintre ani. Avem vinuri spumante bune și la noi în regiune și dacă mă uit pe sticla asta, nu vom arăta numele, dar știu că e din zona Iașului, se produce vin spumant bun și la Iași, dar și în Moldova de peste Prut. Cu siguranță. Am avut ocazia de a călători în Republica Moldova și de a vizita cramele de acolo. Turismul de cramă este foarte, foarte bine pus la punct. Și firește că am ajuns la, în orașul Cricova, unde altundeva. Am coborât în orașul subteran și vreau să-ți arăt ce am făcut, ce am văzut acolo, că nu știu dacă ai fost. Peste 100 de kilometri de galerii se întind în fața noastră. Un labirint subteran în care ai nevoie, într-adevăr, de firul Ariadnei pentru a nu te rătăci. Sau de un ghid care cunoaște toate străzile și toate poveștile orașului subteran. Aici avem prima stație, vă rog să coboriți. Încă o dată, deci suntem pe strada Dionis. După cum aici ați observat, avem diferite denumiri de străzi care sunt puțin cam neobișnuite. Haideți să trecem. Sunt denumiri de vinuri pe care le păstrăm pe aceste străzi. O să vedeți și multe altele precum Cabernet, Codru, Feteasca, Aligotei, Chardonnay și multe alte străzi. Deci fiecare poartă numele vinului care se păstrează pe această stradă. Aici păstrăm vinuri de tip Dionis. Avem aici un cupaj din 3 sori de struguri. Toate baricurile sunt pline. Avem baricuri cu 225 de litri capacitate și altele puțin mai mari, 350, precum și butoaie mai mari, pe care le numim budane, deja cu un volum mai mare de la 4 până la 8 tone. 8 tone? Da. Totuși optăm pentru baricurile mai mici, butoaiele mai mici, pentru că dacă ne-am referit la raportul volum-suprafață, este mai mare contactul între vin și lemn, și anume un lemn de stejar, care conferă un caracter nobil vinului, un gust mai aristocratic, mai catifelat. De asemenea, așadar, vinul de aici, din aceste butoaie, va ajunge în sticle, nu sunt doar de decor. Cu siguranță. Aici un număr extraordinar de mare de sticle cu vin spumant, aproximativ 600.000 de sticle, produse pe tehnologia clasică franceză champenoise. Deci, inițial se pregătește un cupaj de vinuri produs din sorile de struguri Chardonnay, Pinot Noir și Pinot Meunier, pe care îl turnăm în asemenea sticle întunecate la culoare cu pereții groși și, desigur, adăugăm tot aici și licoarea de tiraj, care este compusă din levuri și zahăr și alte substanțe de cleire, după care se vor dopui cu asemenea capsule metalice temporare. Și, altfel desigur, spus, drojdia care face șampania. Da, drojdia care face această perlare deosebită și, desigur, se va începe și procesul de fermentare secundară în sticlă, care este, desigur, și secretul de producere al acestui vin festiv.
De 2 luni rămân aici sticlele cu vin spumant. Odată la 2 zile, lucrătorii le răsucesc, puțin câte puțin în sensul acelor de ceas, astfel încât substanțele care au fermentat licoarea să se adune în gâtul sticlei așezate cu dopul în jos. Procedeul se numește remuiaj, e o operațiune minuțioasă și are ca rezultat obținerea unui vin spumant nobil. Iată aceste levuri inactive care se vor depozita pe pereții sticlei și, desigur, care prin rotiri mecanice, prin înclinări, se vor atrage către gâtul sticlei unde se vor depozita pe capsulele metalice formând dopul de sediment. Și cu dopul acela ce se va întâmpla? Deci dopul metalic temporar se va expulza ulterior, dar nu înainte de a se îngheța gâtul acestor sticle cu sedimentul din ele într-o substanță specială monoetilen glucol. Ce înseamnă să-ți urmărească reportajul un specialist. Așadar, numele corect al procedeului este Remuaj. Remuaj înseamnă mișcarea sticlei în pupitre până ajunge în ultima poziție în care drojdia se adună în vârful dopului și s-a cam terminat fermentația. Felicitări! Dar te-am convins, nu? Să te duci să vizitezi beciurile astea. Da, cu siguranță. Astea. Sunt puțin invidios. Știu că îți place mai mult Italia. Acolo m-am format ca acolo profesional. Acolo te-ai format. Da. Dar uite că avem crame faine și foarte aproape. Luca, da. Atâtea vinuri bune, cu ce ar merge? Cu niște muzică, nu? Clar, muzică bună. O mai ascultăm pe Dia? O ascultăm pe Dia, sigur că da. Hai! No further information is available about. Please try your call again later. Stau cu telefonul, aștept să sune. Mă întreb ce m-a atras la tine. Poate cele două glume bune. Poate nu, poate doar tu.
treabă, Diana, bravo. Dacă vrei să te odihnești puțin, să știi că poți să stai lângă Dan. Da, să vreau să mai stau niște lucruri puțin, foarte da. Interesante de la, de la el. Puteți să șoptiți voi acolo, unul cu celălalt. Între timp am să stau de vorbă puțin cu aceste frumoase doamne care mi-au făcut bucuria de a accepta invitația în emisiune. Voi aveți căței? Să facem un... Are cineva cățel? Diana, da, tu ai cățel? Da, am doi căței. Da? Da. Ce rase sunt? Un șarpei și un ciobănesc asiatic. Așa. Îi duci la salon? Nu, eu stau la casă, tatăl meu are grijă de ei și sunt, cel puțin ciobănescul asiatic, Alf este foarte, foarte mare, deci dacă îl scot la plimbare, tatăl meu se uită la el, pentru că e un câine mult mai mare decât ciobănescul german sau cel mioritic. Irina, pot fi tun și această rasă, nu? Niciunul dintre cei doi nu se tunde, însă pot fi toaletați, sigur că da. Le-i facem băieță, îndepărtăm părul mort, îi periem frumos, parfumăm. Te rog să-mi povestești cu ce se mănâncă această profesie de cu multă frizer, răbdare, cu multă muncă. Există o școală? Sigur că da, da. Da. Se fac niște cursuri. Pe o durată mai scurtă, mai lungă, ne perfecționăm în continuu, mergem la seminarii, la cursuri, încercăm să... Învățăm cât mai multe. În perioada sărbătorilor a fost agitație mare a la voi? A fost foarte mare agitație, da? Foarte mare. De pe 15 decembrie, cam așa, și până pe 30 chiar a fost foarte plin. Tu ne-ai adus și niște fotografii, da, cu niște căței foarte, foarte drăgălași pe care i-ați aranjat voi de sărbători. Da. Da? Ce se poartă în anul 2019 în materie de frizuri pentru căței? Se poartă o blânță fără noduri. Așa, da. În primul rând și depinde, sunt diverse gusturi. Sunt săpâni care doresc cățelul cu blânța scurtă tot timpul anului pentru a fi mai ușor de îngrijit. Sunt care vor cât mai lung, cu forme, cu pantalonaș, cu papucei, cu moți fără moți. Cu papion. Cu papion. Da, acesta este un accesoriu pe care noi îl oferim cadou la un toaletaj complet. Ne sunt foarte dragi. Uitați-l aici, drăguț. Sunt foarte, așa, foarte, foarte aranjați simpatici. Și accesorizați. Da. Iată, uite aici ce tăietură perfectă. Da. A, și mai nou vor vopsit. A, se poartă și părul vopsit. Sigur. Da, nu, sigur. Nu le face rău vopseaua, nu? Nu, este vopsea specială pentru căței, nu este toxică. Sunt testate. Ce trucuri folosești ca să îi faci să se bucure de această experiență? Pentru că nu știu cât de mult înțeleg ei că au parte de un răsfăț atunci când sunt frezați. Dacă ei sunt obișnuiți și acasă, în prealabil, toaletajul decurge foarte ok. Adică stau, sunt încântați. Dacă nu sunt aduși la salon de mici și nici nu sunt învățați acasă, e dificil. Dar în principiu ne descurcăm. Mai o jucărie, mai o recompensă. Stăpânii și... sunt de față, în general, când îi aranjați? Sau stăpânii... preferați să nu, fiți preferăm doar voi să fim doar noi și ei. Cățelul. Da, de obicei, dacă rămâne și stăpânul, cățelul se agită, vrea să te îmbrațe la stăpân, toaletajul este mai dificil de făcut. Însă lăsăm stăpânii să stea pe o canapea alături. Se poate vedea tot, absolut, suntem transparenți. Înțelegem că... Na. Vor și ei să vadă cum decurge toaletajul, ce se întâmplă două ore cu cățelul lor. Există rase care au nevoie în mai mare măsură de toaletare, de tunsul blăniței? Da, în special cei cu blânță lungă și bișonii freze au nevoie. Ce cu blânță lungă? Dacă nu, ce se întâmplă? Se încălcesc. Așa. Și trebuie stunși foarte, foarte scurt și nu recomandăm. Nu este ok nici... Nu? Nu, nu, nu. Nici măcar vara? Nu, acesta este un mit. Sunt predispuși ei la arsuri solare? Nu, nu vă recomand. Chiar nu recomand, nu recomandăm deloc. Eu, personal, urăsc să tund scurt, să chelesc, cum spune lumea popular, dar îmi place să fie cățelul cât mai pufos, cât mai cu forme, adică când cățelul se mișcă, să vedem blănița, cum se mișcă atât cu el, să ai ce admira la un cățel care vine la coafor. Așa, un toaletaj ăsta igienic poate face oricine și acasă, cu o mașinuță de tuns de la Lidl sau mai știu de unde. Și... Da, căței cu blânță lungă sunt ce mai... Ok, am învățat un lucru nou. Am văzut atâția căței tunși scurt nu în timpul verii, cât nu, mă gândeam că le face bine. Nu. Dar, da. Fac dermatite, fac arsuri solare. Aha. Și încă ceva, nu se tund căței cu blană dublă, nu tundeți ciau-ciau, nu tundeți husky, nu tundeți Akita Inu. Avem diverse solicitări de genul ăsta și încercăm să-i învățăm. Da, eu nu am cățel, eu am motan.
Aveți și clienți dintre ăștia? Avem cereri, dar noi suntem doar cu Afurcanin. Avem cereri, dar noi nu. Noi dar se poate. Doar de căței. Sigur că da. Aha, bine, sigur. Georgiana, căței de care ai tu grijă, tu și echipa ta, mai iau de parcurs un drum până să până ajungă la, la un răsfăț de genul ăsta. Da, da. Care e situația adăpostului de la Miroslava? Câți căței aveți acum acolo? Oh, în prezent avem 235 de căței. Un număr destul de mare, din păcate, pentru că ne-am dorit să nu fie în adăpost. Clar, ne dorim ca adăpostul să fie doar o perioadă de tranziție pentru ei. Nici pe stradă nu e bine, dar nici acolo. Și atunci adăpostul să rămână, să facă tranziția între stradă să fie și un căsuță. Refugiu temporar. Exact, exact. Cineva care vrea să adopte un cățel, ce trebuie să facă? Să vină la voi, să vă contacteze pe platformele de socializare? Cum? Sigur, sigur. Sunt diverse metode prin care ne pot contacta. Online ne pot găsi pe Facebook, avem o pagină, Adăpost Miroslava, tot o prietenul animalelor. Găsesc acolo toate informațiile, adresă, număr de telefon, toate datele de contact, programul. Iar acum noi la televizor vedem niște imagini cu acești căței care sunt foarte frumoși și care au o privire care spune ia-mă acasă. Vreau acasă, ia-mă acasă. Nu știu dacă cel care i-a filmat a avut, nu știu, inspirația de a surprinde lucrurile astea, le-a căutat sau dacă aceasta este în general oricum aceasta este realitatea, da. Aceasta este realitatea. Este atitudinea. Au nevoie clar de atenție și de dragoste și ori de câte ori cineva calcă pragul adăpostului, pot spune că cerșesc acest lucru care să fie norocosul și să plece cu cel care vine. Cum mai pot ajuta oamenii? Să spunem că nu toată lumea poate să ia un cățel la casă. E o responsabilitate foarte, foarte mare. Dar poate pot ajuta altcumva. Da, într-adevăr, adopția presupune o responsabilitate pentru cei care nu pot să adopte din diverse motive. În primul rând, încercăm să înființăm sau să introducem programul de adopție la distanță. E un proiect de viitor și oricine își dorește să aibă grijă de un cățel, dar nu îl poate ține acasă, să-l poată lăsa în adăpost, lunar, să contribuie pentru ceea ce are el nevoie și să aibă parte de un tratament special. E o cumva idee foarte bună. Da. Cum ne mai pot ajuta? Căței au nevoie de atenție, după cum spuneam, cei care pot veni în adăpost, nu știu, și își pot rupe puțin din timpul lor, o oră pe lună, două ore pe an, nu știu, cinci minute într-o săptămână, pot veni să socializeze cu ei. Îi pot scoate la plimbare, avem un loc special amenajat pentru asta și abia așteaptă să iasă la joacă. Pot face fotografii în adăpost, avem nevoie de fotografii pentru promovare. Încercăm și noi din răsputeri să colaborăm cu cât mai mulți oameni. Ne ajută, sunt voluntari care ne ajută. Și putem să dăm și acei 2%, nu? Sigur, cei 2% pot fi redirecționați către adăpostul Miroslava. Primim diverse donații, hrană, vase pentru apă, nu chiar știu. Chiar așa, se implică mult comunitatea, aveți mulți prieteni care vin în mod regulat la adăpost și vă ajută cu fel și fel de lucruri? Avem prieteni, avem voluntari care sunt alături de noi, însă ne dorim o mai mare implicare a comunității. Din păcate, comunitatea nu e atât de implicată pe cât ne-am dorit noi, cel puțin. Irina, la voi ajung oameni care au căței adoptați? Da, au mai fost. Ajung. Mai sunt mai rare cazurile, dar ajung. Și chiar am observat în ultima vreme că au început să adopte. Un singur lucru vreau să vă mai întreb, pentru că, uite, am aruncat o privire către afișul ăsta privind concertul din seara asta. Am uitat să vă spun că, firește, va fi și un mare foc de artificii la miezul nopții. Ei, cu focul de artificii e complicat, pentru că
În general, căței se sperie foarte tare de aceste focuri de artificii. Haideți să le dăm niște sfaturi stăpânilor de animale. Ce pot face la 12 noaptea când începe toată nebunia și cățeilor se sperie? Eu am o prietenă care și-a pierdut cățelul în noaptea de Revelion, a săpat o groapă sub gard, a plecat și nu l-a mai găsit niciodată. Din păcate, foarte mulți căței pleacă de acasă în noaptea de Revelion. Începând cu 1 ianuarie, primim foarte multe telefoane de la proprietari, stăpâni care și-au pierdut cățelul și îl caută în adăpost sau în alte locuri și sunt foarte multe anunțuri și pe internet. Cred că, în primul rând, ar trebui să nu-l lase singur. La curte, eventual, nu știu, să-l încerce să-l bage în interior pentru câteva minute sau într-un spațiu de unde nu poate fugi. În momentul în care se sperie. Acasă e mai simplu, îl ținem în apartament și stăm lângă el. Dacă sunt afară cu, nu știu, la concert sau cu cățelul, să fie în brațe, da, ar fi mai bine să nu fie acolo, dar în situația în care totuși... De acord, Irina, da? Cu toate aceste sfaturi. Aproape. Să-i țin aproape, am înțeles. Sfatul e simplu. Bun, am vorbit despre concertul din Piața Palatului din seara aceasta, dar să știți că și după ce veniți de la petrecere și de la concert a doua zi, puteți, în loc să stați în pat și să vă vedeți de mamureala voastră, puteți să scăpați de ea astfel, mergând la patinoar. Patinoarul va fi deschis în Iași pe 1 ianuarie, iar dacă nu știți să patinați, aveți acolo și un instructor. Haideți să vedem un reportaj și aflați despre toate. Patinoarul din Iași, situat în inima orașului, are o suprafață de 1200 de metri pătrați și poate găzdui până la 300 de persoane. Sunteți cu copiii? Da. E pentru prima dată? Da. Pentru ei, da. Cum te simți pe patine? Bine, ca pe gole. De cât timp patinezi? Prima dată. Am mai fost anul trecut o singură dată. Ce îți place cel mai mult la patinoar? Căzăturile. Dacă nu ați mai patinat și vă este teamă de gheață, o lecție cu un instructor profesionist vă poate ajuta să alunecați mai ușor. Cam ce fel de oameni vin la dumneavoastră, apelează la lecțiile de patinaj? Absolut toate categoriile de populație, de la copii mici până la vârstă. Sportul ăsta nu are vârstă. Stâng, drept, stâng și stăm. Și așa am reușit să facem alunecarea corespunzătoare. Fără să târâim picioarele, patinile sunt de mai multe categorii, în principiu de trei categorii, cele de hockey, canadiene și cele artistice. La începători recomand canadienele cu o gheață compactă din plastic, care să țină glezna ferm. Cam cum ar trebui să fie lama patinei? Există vreo... Lamele patinelor întotdeauna trebuie să fie ascuțite, trebuie tot timpul făcută mentenanța la ele, șterse la timp, nu lăsate umede cu zăpadă, să nu ruginească. Patinatorii experimentați pot încerca și mișcări mai complicate. Pentru cei mai avansați, ca să zicem așa, care ar fi următorul pas, următoarea lecție? Se învăță schimbările de direcție, cu ambele picioare, o mișcare foarte simplă ca la slalom, după care se face așa zisa canadiană, este o mișcare de a face curba încălecând piciorul peste picior. Aceasta este canadiana. Este mișcare de încălecare a picioarelor. O face orice tânăr sau orice patinator după anumită experiență ca level. Dar la început se face curba sub formă de slalom, doar cu ambele picioare paralele, exact ca la schi. Da. Mersul cu spatele se execută printr-o întoarcere a trupului și se merge făcând vânt, cum ai face exact cu fața. Și în același timp putem executa și curba sub formă de canadiană prin încălecarea picioarelor. Cine stăpânește această deplasare poate începe deja cu un număr de tricuri, încălecând și mișcând picioarele în diferite stiluri, cum se vede foarte, foarte bine de la sportul care e foarte asemănător cu rolele. Luați picioarele. Yeah.
Patinoarul este funcțional până la o temperatură de 12 grade Celsius. Patinoarul junior, dedicat exclusiv copiilor, are o capacitate de 100 de persoane. Aici au acces doar copii cu vârsta de până la 12 ani, care pot fi însoțiți și de un adult. Avem trei grupe specifice la patinoarul mic de copii, unde desfășurăm aceste lecții, sub formă de începători medii și avansați, cu patinoarul închis, unde suntem instructori acolo, preluăm copiii și ne desfășurăm activitatea într-un mediu safe. Facem curba la stânga, dar nu mai sta cu piciorul sus. Patinăm normal, da? Uite, merge cu viteză spre asta. 2, 3. Orarul de funcționare este de luni până vineri, de la prânz până la 21:30. Sâmbăta și duminică distracția durează mai mult, de la 9 dimineața până spre miezul nopții. Fac ce fac și tot spre masa asta trag, spre vinuri. Am ajuns din nou lângă tine, Dan. Mulțumesc. Și aș vrea să mai vorbim puțin despre bunele maniere atunci când bem un pahar de șampanie la miezul nopții. Mergem în centrul orașului la concert, da? Avem șampania la noi, avem vinul spumant la noi. Poc, poc, deschidem și ce facem? Bem din sticlă? Sau? A, nu, no, deloc. Ba, din contră, sunt pahar de plastic care imită foarte bine paharul de spumant, de șampanie. Chiar nici nu-ți dai seama diferența între ele. Clar, bune maniere în centru, în fața palatului, mai greu. Important dar e să fim poate împreună. Da, clar, se poate.
important e ce lăsăm în urmă, adică să nu lăsăm o mizerie comunsată în fiecare an. Sperăm anul ăsta să fim puțin mai civilizați, să fim cu iubitul, iubita, căsătoritul, prietenii, într-un ambient corect și, bineînțeles, cu un pahar ar fi ideal și după aia să le și strângem eventual când plecăm, știți că de bucurie unii mai uită. Ori sticla, ori paharul. Îmi place tare mult. Da. Bun, am înțeles. Luăm paharele cu noi din sticlă, din plastic. Luăm și sabia. Aolea, luăm și de astea, știi. Pentru nu că știu sabia. Că voi somelierii aveți o tehnică specială de deschidere. Da, așa e. Vin de la husari. Husarii da? Nu aveau timp să deschidă șampania din mersul calului și atunci cu sabia deschideau sticla printr-o lovitură a la vole, care în ziua de azi este un moment de show și nu se face în orice fel de ambient pentru cu riscul să te tai sau să lovești pe cineva. Deci nu, clar, sabia, nu? Să nu se interpreteze că s-ar putea să ne aresteze poliția locală care n-a auzit de sabrare la... Dar e o sabie specială, nu? E clar, o sabie specială, nu cu tăiș, care lovește sticla de sfomant pe această dungă unde se închide ea, ca și sticlă, în gâtul sticlei. De ce? Vibrează sticla și atunci zboară cu tot cu dop și o bucățică din sticlă, dar, repet, este un moment care nu-i la îndemâna oricui și nu recomand oricui să-l facă, dar e frumos. Și apropo de maniere și de deschiderea șampaniei, facem așa? Așa la Formula 1, așa la Formula 1, așa când sărbătorim, niciodată așa în restaurant, cel puțin în anumite ambiente, deschiderea șampaniei trebuie să fie un moment foarte în surdină, în care nu auzi mai nimic, un pic așa, în care scoți dop într-o oarecare, fără să deranjezi comesenii, fără să atragi atenția, chiar dacă câteodată atenția asta o căutăm, știi? Și nu pot să închei dialogul cu tine fără să te întreb cum facem cu mamureala de-a doua zi. Apropo, și iar ne-am întors la... Hai, da, ne întoarcem înapoi la șampanie și să spunem că, uite, găsim șampania la hotelurile de 5 stele, chiar unele de 4 stele, o găsim vinul spumant pe tiantă, îl găsim la mic dejun. Să știi că este o metodă foarte simplă de a regla pH-ul și mahmureala. Mahmureala e bine să o prevenim, să bem cât trebuie, așa cum spui tu, pe această dietă de un pahar, poate două. Să bem apă cât vin, neapărat, să ne alimentăm corect. Și a doua zi, da, spuneam cu spumantul, de asta îl găsim la micul dejun. Nu e fiță, ci e doar reglarea pH-ului după o seară mai grea, în care ai avut niște ardeni, o digestie mai târzie. Și uite, a doua zi ai așa o aciditate ridicată. Minus cu minus dă plus, știi? Bem, dacă nu avem moare sau zeamă de varză sau altceva la îndemână, bem spumant, că atât avem în casă, na. Ori șampanie, ori altceva. Și să știi că după un pahar o să te simți cu siguranță mai bine. Mie îmi place ideea asta. Să știi că dau bucuroasă moară de varză pe un pahar de vin spumos. Mă bucur. mă duc până la Dia. Mulțumesc tare, tare mult de aceste sfaturi foarte, foarte interesante. Să le punem în practică. Și de povești la fel de faine. Mersi mult. Ce faci, Dia? Ce să fac, foarte bine. Ai urmărit cu interes, nu? Da, ce spunea, da, clar, dar mai ales pentru că beau și eu în momentele de sărbătoare și, cum spuneai și tu, după prestația de la Eurovision, cu siguranță că vom sărbători eu și Lucian Colareza, cel cu care voi cânta. Dar atunci. Tu nu ești străină de Eurovision absolut deloc. Da, așa ai este. Ai început de vreme prietenia în 2006, cu Eurovisionul. În 2006 am reprezentat România la Eurovision Junior și iată că după ceva ani, după câțiva ani... Îți mai aduce aminte momentul ăla? Că dacă nu-ți aducem noi aminte, clar, să știi. Clar, da, mi-ar face plăcere să-l mai revăd. Da? Să mai revăd încă o dată. Hai că ți-ai dat seama ce urmează. Mulțumesc, asta da surpriză. Da, colegii noștri au pregătit niște imagini de atunci și am să-i rog să ni le arate. Asta ca să-ți aduci tu aminte de cât de drăgălașă erai atunci. Hai să vedem. Ai emoții? Da, am. Fiecare secundă, fiecare minut am, dar sper că vom reuși.
E greu acest concurs? E foarte greu, dar bine că am ajuns aici. Ce zici, vei câștiga? Cred că da. Îți place acest concurs? Da, pentru că avem șansa să ne lăsăm și să ajungem în Europa. Ultima dată ne-am văzut la Mamaia. Credeai că o să mai ajungi aici? N-am crezut niciodată că voi ajunge aici și sunt foarte, foarte fericită. Ai schimbat premiul întâi la Mamaia cu premiul de aici? Cu siguranță. Pentru unul? Pentru doi! Da, 12 ani aveam, da, da. Au trecut 12 ani de atunci și ne pregătim pentru ceea ce urmează, că ne sunt alte emoții, da, și o altă responsabilitate, clar. Cum a fost pentru tine 2018? Un an bun? Un an foarte bun, foarte, foarte bun, multe evenimente, turnee, am avut turnee naționale, concert la Arenele Romane, Sala Polivalentă, Cluj, Napoca, nebunie. A fost un an nebun, am colindat toată țara. Și iar 2019 exact, va fi cu siguranță unul și mai bun. Doamne ajută să fie unul bun pentru asta ne dorim cu toții, lumea, nu? Da. 2018 a trecut clar pe nesimțite pentru unii dintre noi. A fost un an foarte bun pentru unii, un an bunicel, un an acceptabil. Poate că a fost un an mai puțin bun, dar ce bine că i-ați supraviețuit. Pentru 2019 ne dorim cu toții același lucru. Drag anule nou, să fii bun cu noi, să fii un an fabulos, un an cu vise împlinite, apropo de piesa cu da, care tu vei încheia. Chiar și sloganul Eurovisionului este Îndeplinește-ți visul. Deci toate au legătură. La mulți ani tuturor, să fie un an grozav. Mulțumesc tuturor invitațiilor că au fost alături de noi. Mulțumesc. Raluca Aftene sunt eu, am fost foarte, foarte bucuroasă să fim împreună lângă Brad. Finalul emisiunii noastre aparține Diei. Ani trec la fel și șansa mea.